Cazzo, è vero? C***o di Livio che mi ha distrutto degeto. Ehi, cichinanna, che mi ha un po' sa banana, un pare, ma se potevi avere non qua, se fiocchio, se ne potevi avere, se si vuole sempre, se si vuole... Oh, oh. Vieni. 25-100. E bună la rupă peste varză? Era o listă destul de lungă, depozitul era și el mare și a durat ceva până să strângem toate produsele. Piure, mălai, bulion. Am luat două cărucioare din alea mari. Gata, am terminat treaba. Dați-ne comanda și extra. Le-am încărcat cu tot ce trebuie de pe listă, le-am dus la intrare să fie pregătite pentru cei care vreau să le aducă. Mi-e mereu teamă că ne pune să le și ducem. N-a fost cazul. Ce trebuie să mai facem? Uite, am aici, au venit niște mături. Mături? Da. Da. Chestia asta și o să o ducem în față acolo, să punem toate măturile alea, să nu cărăm aici măturile. Sau cum vrei, dacă crezi că e mai ușor să le cari aici. Am alergat cu ăla, cu căruțul ăla de mături peste tot, pe acolo. Am alergat în ideea să termin mai repede. Dar îmi plăcea că făcea și foarte mult zgomot. Oh, mi-am dat pe spiciu. Oh, wow, 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 degețelele mele perfecte. Dar mi-a trecut. Pentru cine sunt astea? La circ? M-am pus să le bag acolo. Aici. Eu le bag fără să comentez. Nouă ne-a dat vreo 3-4 coșuri de capete de măturici din alea de plastic, să le punem pe rafturi cu prețul corect. Câtă muncă e. Să mergem! Unde trebuie dus asta? Vino că te arăt eu! Aha, bravo! Și ala? Și ala trebuie pus? Bine! Maria! Da? Hai să duci ai latru, dai! Ce să aduc? Mai e una? Măture, măture, cum se cheamă asta? Mături, mături, mături! Hai la mături! Mai aveți ceva în afară de astea? Mai e un coș acolo, a mai rămas un coș, n-am încăput pe căruț. Mersi, Maria. Okay. Mă duc să iau un căruț? Păi nu știu, cum vreți. Și astea trebuie să canajate aici. Sunt atât de obosită, mi-e frică să nu mi se facă rău. Ce-am vorbit eu adineauri? Că sunt obosită și n-aș vrea să mi se facă rău. Sau să mă plec după tine? Mai e o mătură leșinată pe jos pe acolo. Ce ai făcut, Dorele? Trebuie să le aranjăm așa? Ia! Și eu când am văzut rafturile goale, am zis, nu vă supărați, dar dumneavoastră n-ați adus deja marfa, n-ați pus-o deja pe raft? Vă zice, zice, ba da, dar s-au vândut. Dar cine, doamne, iartă, m-a cumpărat atâtea mături de s-au golit rafturile? Toată lumea mături își face sărțenie. Te ajut și eu, dai. Ne, lăsa. După mături, doamna de la magazin a spus că nu mai are nicio treabă pentru noi și că putem să mergem prin depozit să luăm ce avem nevoie. Și am început să caut tot ce mi-a dat Neamarin pe listă. Oh, ce farfurioare frumoase ei! Păi numai cu roșu așa, drăguț. Da? Ești tu de alea mai scumpe. Păi, dacă m-a lăsat că nu singură, e aici, nu ne-au. Am făcut treabă bună până la final. O fi bine așa, mă? Oamenii ăștia, clienții să stea așa la masă, să bea bere, da, să uite la și noi. Să se uite la noi ca la Antipa. Și să ne mai și invidieze. Bine, ați venit la muzeul Antipa. Am zis... Gata. Jumătate. Gata. Bravo, fetele. La o pauză. Da. Sunați o pauză. Mulțumim să avem un pahar cu apă, okay. Dar mulțumim frumos, bine. Șef. Și cu asta? Da. Sughiera făcută așa și după... A fost frumos, dar greu. Bravo, Maurizio! Bravo, brava, bravo! Bravo, Maurizio! Hai să vedem ce facem, Mări! Unde? Ce faci? Am avut aici. Dacă n-am făcut din toate, mamă, mamă. Ia miroase, Adriano, să vezi ce fain, ce bune. Așa că aici, la restaurant, am muncit eu, cum n-am muncit niciodată în viața mea,
într-o bucătărie de restaurant. Maurițiu! Gata! Superb! Da, uita, comanda pregătită. Maurițiu, la fel, s-a întrecut pe el, a făcut pâine pentru noi, a făcut focaccia, a făcut pizza, tot felul de astea cu pe bază de cocă. Fetele, după ce au terminat de tăiat legume, ligheane de legume, au trebuit să facă debarasare la mese. Unul zice pauză, altul zice du-te. S-a spus eu că pe mine toată lumea mă trimite, mă. Din momentul în care am plecat să facem rost de mâncare, eu m-am simțit de parcă aș fi băut 10 energizante și 4.000 de cafele. Am făcut tot ce ne-a spus el și pentru prima oară nimeni nu a comentat nimic pentru copilul ăsta. Să vă fie de bine? Mai serviți? Poți să strâng? Da. Sigur. Așa? Cum a fost? Bun? Da, foarte bun. Cel mai bun și cel mai bun ce a fost? Supa bețivului. Supa bețivului, nu? Da. M-am prins, după cum arătați. Vezi tu, trandafirul ăsta, dacă ar sta lângă o statuie, ea s-ar distra pe care vorbia cu statuie, înțelegi? Că te dă nebună. Bună, statuie, ce faci? Ești urâtă, ești strâmbă, ești nebună, nu vorbești cu mine? Nesimțit-o. N-ai cum, frate, să stai lângă aia și să nu te distrezi, pentru că tot timpul zice ceva. Ciorba bețivului? Bună dispoziție. Nu? L-am prins. Așa. Mai serviți acolo, nu vă supărați. Bine, când terminați, îmi spuneți și vă... Am debarasat, am interacționat cu oamenii, la Adriana a fost mai greu, că ea s-a dus să debaraseze o masă și a rămas acolo. Ce avem noi aici? Cu floricică, da. Atât de mare. Vrei mai mare sau mai mică? Cum faci, cum vrei? E în funcție de notă, e în funcție mai mare sau mai mică? Nu, e în funcție de șpagă. Adică dacă e prea mică, ți se pare prea mică sau prea mare? Bine acum, dacă să mă gândesc. Da? Să chem? Arată bine, da? Arată bine acum. Eu o las și nu plec până când nu rezolv treaba. Nici o presiune, adică e în regulă. Nu? Băi, mie îmi place să gătesc, deci mie îmi place foarte tare. Mi-ar plăcea să am un restaurant, dar n-am găsit portofelul. Am găsit un portofel, dar era gol, înțelegi? Avea un talon de pensie și o poză cu un domn îmbrăcat militar. E tot ce am găsit în el. Dacă îl găsesc pe la bun, sigur că pot să-mi fac un restaurant. Mi-ar plăcea mai ales acum că mai am un pic până la pensie. O iau și pe trandafira cu mine și facem restaurantul la două roze turbate. Știi că mulțumesc foarte mult. Nu mă interesează banul, pentru că la mine e șpaga. Chie, îmi dai un pupic? De unde sunteți? De București. Bine, vă aștept la teatru. Băi, dar n-ai văzut. Trandafir, câte șpagă ai luat? Am luat... Ia stai să văd. Păi șpaga o ta, oprește-o să o donezi din seara, Adriana. Nu, mă, nu. Lasă așa, stai să văd dacă mă descurc. Ia. Notă de informare. 115. Notă de informare? Unitatea 025. Cât? Am luat șpagă 150 de lei? Cum 150 de lei? Nebuna planetei. 115 nota. Nu, aici mai trebuie 5 lei, da? Da. 5 lei de aici și cu 10 lei de aici. 15 lei? 15 lei șpagă. Ai luat vreodată în viața ta șpagă? Nu, eu am luat altceva, nu șpagă. Lasă-mă. Cui dau banii? Păi trebuie să-i pui undeva, nu știu cum. Ia cu mâna întinsă, ia. Cornel, bravo. Gata, v-ați luat tot ce vă trebuie? Da, da, doamna. Nevoie, da? Puteți să le luăm? Sunteți da. Mulțumită de munca depusă? Da, mulțumită. Mulțumim mult. Mai așteptăm. Am primit foarte multe lucruri de la acest depozit fără bani, astfel încât am umplut două coșuri cu vârf. Am luat, nu ne-am jucat. Dar am și muncit. La revedere, doamne. La revedere. Mai așteptăm. Mulțumim. Și noi vă așteptăm la circ. Ne-am adus aminte că nu avem băuturile alcoolice. Și ne-am adus lânga. Mamă, îți dai seama ce ne pune să muncim pe aici. Hai că am cărat niște mălai, niște făină. Am mai fost cum am mai fost, dar dacă ne pune să cărăm asta. Le-aș căra așa eu. Eu plec acasă. Aici trebuie să mă dau jos, că n-am loc să trec. Vă încurcă ăsta? Nu, mă dau eu jos. Poate, nu, treci. Nu, stai așa, că mergem la șeful. Ai loc, ai loc. Unde e șef? Unde e șef? Ai loc. Bună ziua. Bună ziua. Salut. Nu sunt eu șeful, da? Printre. Bună ziua. Auziți? Noi ne-am cam speriat așa puțin, de obicei, pentru ceea ce...
cerem noi... Am gândit că ne pune să mutăm lăzile dintr-o parte într-alta. Noi împreună cu Nea Marin în seara asta organizăm un bal de caritate, da, pentru o domnișoară imobilizată în scaunul cu rotile. Serios? Și am avea nevoie de vodcă și de bere. Da. Ne dați? Da. Ne dați, nu ne dați. Da, n-avem bani. Ne dați, ne dați. Face și de, și de bani faceți rost, știu. Nu, n-avem bani. Noi nu avem. Ne-a trimis Nea Marin cu mâna în buzunar. Eram la cine are buzunare, cine n-are? Ne-a mers până acum peste tot unde ne-am dus, doar nu ne-am împotmoli aici. Nu vă împotmoli. Am zis noi, ia spuneți, care-i treaba noastră, ce, cu ce trebuie să ne ocupăm, mai n-avem timp. N-avem timp foarte mult, vreau să vă anunț eu. Așa că dacă trebuie să facem ceva și cu siguranță trebuie să facem ceva, să fie cât mai, cum să zic, așa, pe repede înainte. Să nu pune să stimuim asta pe cei. El zice, da, bine. Uitați această hârtiuță, da, spuneți ce trebuie să facem. Această hârtiuță este un inventar. Astea sunt niște stocuri de mașini. Așa, și ce să face cu ele? Trebuie să le numără. Câte bucăți scrie acolo? Adică inventar? Stai, stai, câte bucăți? Da, două, câte? 294.035 de bucăți? Nu vrei să știi că erau în depozitul ăla până în tavan, așa, cam două etaje. Dar cum facem noi, domnule, când țara asta avem dansul caritabil? Trebuie să facem acolo curat și asta. Dar tu, uite aici. 200.000 de bucăți? Păi nu sunt la boxuri. Total? Păi nu, cât are un box? 24. 1.100.000 ceva de sticle și... Îmi faci. Chiar glumiți? Și am zis, domnule, cred că glumești. De seara avem spectacol. Este sala, încă ne pregătim, mai avem mâncare de făcut. Nu că n-am vrea. Că noi nu ne-am dat la o parte de la ce a trebuit să facem sticlit pentru ce am cerut, numai că... N-avem timp. Lăsați ce cuvânt, da. Chiar n-avem timp. Atunci ne ocupăm de caz, nu? Am auzit bine? Nu trebuie să muncim? Ce îi spuneți, Dan, în cazul ăsta? Ei, n-am reușit să facem mare lucru acolo. Noi ce că am muncit? Noi... Cine certifică asta? Eu nu știu, am făcut o să invităm la circ în schimb de băuturile astea. Cu siguranță, el nu avea de gând. A vrut doar să vadă reacția noastră, da. Da, indiferent cum ar fi, el e singurul care ne-a absolvit de orice muncă și chin și efort. Foarte simpatic. Doamne, mulțumim, mai venim! Foarte de mine o să vă pomenim! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Să vă dea sănătate, primă! Ce doriți, aveți vânzare mare, multă! Am și zis, zic, pe dumneavoastră o să vă ținem minte. Dar pe ceilalți poate că îi uităm, că ne-au pus să facem una alta, ne-au chiar chinuit puțin. Să vei trimit cineva cu bilete gratis de la circ. Și chiar am fost mândră de noi că am reușit să facem sarcina până la capăt. Ce frumos e aici! Bună ziua! Sunteți frumoasă ca și florile astea. Adriana? Da! Aia e masa noastră. Da, am înțeles. Am interacționat cu, cu cei de la mese. A fost foarte, am muncit foarte mult. M-a apucat o vrie, o nebunie și Nea Marin a spus stop, trebuie să mâncăm. Oh! Oh, cu tata. Ah, ce bine. E bine, a? Ai viața. Ce frumos e. Ah, ce bine. Ah, ce bine. Bine așa? Da. Am și muncit. Corect. Am și muncit. După muncă și răsplată. Exact. Așa, ușurer. Așa, Mirela, fișurea ta. Bravo. Bine. Ce-am făcut, mă, eu? Păi nu l-ai luat, mă. Le-ai dat cu viteză. Cu viteză, că... Așa. Las că le așez eu. Ne-am pregătit tot și am comandat ciorbă de pește toți și hamsi cu mămăligă. Că mă sună Nea Marin. Cred, nu sunt sigură. Alo. Ce faci, Gagico? Uite, acum încărcăm cumpărăturile și venim. Vă aștept la vamă, că v-am pregătit asta. Am dat tot ciorbă de pește, da. Ne-am comandat ciorbă de pește. Da, da. Hamsi, da, 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 vreau, vreau, vrem, 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 hamsi, vrem ciorbă, da, de pește, vrem de toate. A zis da, italianul, da, că e lângă mine aici. Maria a zis că da. În vama veche la cea une. Hai, vă aștept, repede, repede, pa, pa. Doamne, când am auzit, parcă mă sunase cineva de la Loto să-mi spună că am câștigat premiul cel mare. Nea Marin,
A ce te aduce aici acum? Te aștept mama. Aici. Bravo, Maurizio! Vieni qui a ciorba di pesce. Pune acolo și vine aici. Asta fără usturoi. Con usturoi. Asta cu sos de usturoi. Tu ai fatto questo? Da. Și ai tot cu usturoi? Și ai tot cu usturoi? Da, asta e cu usturoi. Da, aici, vino aici lângă mine. Eram doar noi patru. Au venit la un moment dat și ceilalți. I-am chemat și pe aia la masă. Bravo! Da. Cum ne place nouă! Hai! Ne-ați așteptat! Aveți farfurii acolo? Ce-i? Da, ne-au așteptat regește. Urapane, midi, cu hamsi, cu mămăliguță, cu ciorbă de pește. Vai, de mine o bunătate. A, afinată! Noroc! Foarte, foarte, o masă copioasă. Și niște gazde foarte, foarte drăguți. Am muncit. Doamne, a făcut inventarul? Muncit? Da, da, am muncit. Ce? Da, v-a dat tot ce... Da, și am făcut rost de tot ce e nevoie pentru okay. O seară. Și noi aici la fel am muncit aici. Am primit și șpagă. Dar important este că aici am mâncat atât de bine cum n-am mâncat de când am venit aici. Am mâncat, dar mai putea la un moment dat. Maurizio a făcut un video cu mâncarea și i-a arătat lui taică-su. Ce tatăl meu trăiește în Sardinia. Să-i arăt eu ce pește mănânc aici. Și te-i arătat tot. Mergă mult. Mulțumim. Foarte bună mâncarea. Sănătate multă. Mă guardă Nicaragua. I-a mulțumit și a zis neamărinul, nu s-o probleme, la ora 18 vei avea 10 de platouri cu de toate. Iubite, bună seara, te aștept ca din ce. Dacă mă întrebați în urmă cu o săptămână, cum va fi săptămâna viitoare când o să ai 4 doamne? Am spus-o, emoții mari. Mă gândeam, ce fac eu cu astea 4? Marine, la emisiunea ta, Marine, Marine, toate fetele jucau. Dar uite că Dumnezeu a avut grijă și de mine și de toată echipa de aici, care a ieșit, cred că, cea mai frumoasă serie. N-am avut stres, am avut distracție la maxim. Am râs săptămâna asta și cu Maria, dar cu Adriana. Băi, fraților, dă-mi spectacol! Și a pus picioarele pe geamuri, pe sus, spagatul, pe jos, cântă, dansează. Dom'le, parcă are 20 de ani, Adriana, nu-ți vine să crezi. Să uita lumea de pe margine când trecea microbuzul ăla ca la urs. Imaginează-ți 10 nebuni care dansau într-o mașină. Când am ajuns aici, am coborât dansând, parcă veneam de la Rio de Janeiro, eram la, la carnaval, dansând toți, nu știu, super energie. A fost momentul de refulare pentru toată lumea, era clar că suntem toți stresați, turbați, emoționați și ăla a fost momentul de click, înțelegi? Hai! Ei, când am ajuns aici eram zen, datorită acelui moment din microbus. Dom'le, ce înseamnă omul care vine cu sufletul deschis și vrea să dăruiască de la el către altcineva? Fiecare la rulota lui, da, mergem, vă spălați, vă aranjați un pic, vă refreșați și ne vedem în circ. Odată ajungi la circ, Nea Marina a zis să ne dea o bine meritată pauză de circa 4-5 minute, timp în care ce, am dormit, am făcut duș, ne-am schimbat, ne-am parfumat, ne-am aranjat, adică am avut timp berechet. Așa vii, Mirel? Da. Deci tu așa o să fii la spectacol? Mă duc acasă. Când m-a văzut așa, mi-a zis că sunt James Bond după o lună de vazlui. Cu capul jos. Intri tu, Marin! Opa! Nu! No. Faci tu! Nu, tu! Tu! Nu, tu! 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 Tu. Tu. Stop! Oamenii erau șocați. Șef Scărlătescu! Cătălin Scărlătescu e nepotul meu, eu l-am crescut de mic. Nu a făcut altceva decât să cadă și să se ridice. O emoție unică. Toată lumea lăcrima.